Hello, bine v-am găsit! Sper că aveți o zi bună, sper că o să aveți o săptămână și mai bună. Eu astăzi îmi beau un ceai. Filmăm clipul ăsta seara, este aproape ora 10, este liniște, așa că pot să vorbesc un pic cu voi. Vreau să vă povestesc un pic despre ce am cumpărat eu în ultima perioadă, mai ales în perioada asta de izolare. M-a trăznit într-o zi pofta de shopping pentru cine a fost tăbărât de pofta de a-și cumpăra o pereche de pantofi în următoarele 2 ore. Cam așa am fost și eu și vă înțeleg perfect. M-am trezit într-o zi că vreau să-mi cumpăr materiale de artă. Se pare că toate magazinele de materiale de artă în perioada asta au avut tot soiul de reduceri și de promoții și toate nebuniile care m-au făcut să mi se... nu știu, să mă gândim un pic vârfurile degetelor, așa că am făcut câteva comenzi pe site-urile pe care am comand de obicei acoarele și hârtie, Colorit, Profiart și Pictor Shop. Am să spun cam ce am cumpărat de la fiecare și să procedăm. Astăzi beau un ceai de mango cu mentă, care este absolut demențial, din cana asta de la Urban Tale. Cam aia e. Începem cu hârtia. Hai să începem cu hârtia ca să scap de ea, fiindcă este mare și ocupă mult spațiu aici pe birou. Am luat acest carnet de acuarelă. Cum spuneam, eu folosesc hârtie Hanemule. Știu că nu este... Avem o alarmă de ambulanță. Viață de YouTuber. Bun. Știu că, în general, gurus de acuarele și art supplies și tot soiul recomandă doar hârtia de bumbac. Eu îmi permit să vă recomand și hârtia Hanemule, care nu este o hârtie 100% de bumbac, este mai degrabă celuloză, dar este o hârtie high-end, în sensul că hârtia lor pe mine nu m-a dezamăgit niciodată. Când aud de Hanemule, mi se topesc așa toate venele și mă apucă un fâlfâl de emoții, fiindcă nu rezist niciodată la niciun tip de hârtie de la ei, până și la aia presată la cal, care mie nu-mi place în mod obișnuit. Bun, am luat aici un carnet de acuarelă. Este un carnet micuț de 19x20 de centimetri, 400 de grame. Este prima dată când vreau să încerc așa ceva, nu am mai încercat hârtia asta de la ei și să vedem. Sunt foarte curioasă. Am mai luat, bine, hârtiile sunt majoritatea luate de pe Colorit, ca să știți. Am mai luat această selecție de hârtie pe care vă recomand. În cazul în care vreți să testați hârtia Hanemule, este o combinație foarte, foarte bună de hârtie. În sensul că puteți testa mai multe hârtii, vedeți ce vă place, vedeți ce vreți să luați mai departe. Multe le veți găsi în dimensiuni mari de 70x100, 50x70, veți găsi și blocurile mari, trebuie să căutați. În fine, deci practic fiecare hârtie aici, în acest bloc, are o cifră. Vă arăt cu sus în jos, că oricum nu e relevant, dar are o cifră care vă indică ce tip de hârtie e. Aveți o legendă la început, vă explică care, cum, în ce fel. Și da, practic am luat-o să mai descoper niște hârtii, fiindcă am văzut că este o selecție cu hârtii pe care nu le am în colecție. Am mai luat acest bloc Britannia Hot Pressed. Îmi place să am acest bloc de desen în varianta Hot Pressed. Desen, bloc de desen, bloc de desen. Hârtie pentru acuarelă. Îmi place să l-am în colecție mereu. Este hârtia Britannia de 300 de grame, hot press satinată și rămăsesem fără. Mai aveam, cred că, 2 coli în blocul de data trecută și am zis că trebuie să fac un refill. Nu-mi place să rămân fără favorite în casă. Îmi place să am întotdeauna hârtiile la îndemână. Am mai luat de pe Colorit. Bineînțeles, hârtia mea favorită, 425 de grame, Hanemule Anniversary, pe care o folosesc mereu. Practic asta e hârtia pe care eu pictez cam tot.
Și am mai luat același bloc de pe Profiart. Adică mi-am dat seama atunci când am avut comanda pe Profiart că poate n-aș strica să mai am una. Oricum le folosesc. Bun, hai să le dau la o parte, că sunt niște imensități. Și să le pun aici jos. Bun, misete. Să vă arăt partea mea favorită. Practic ce așteptam de atâta timp să ajungă. Mi-a luat ceva să mă hotărăsc că vreau să cumpăr aceste chestii, fiindcă mi-am dat seama că este o schemă foarte bună de marketing. Practic, pentru cine este pasionat de beauty vloggers, beauty youtubers, știți probabil paletele de la Colourpop. Vorbesc chineză pentru cine nu se pricepe la subiect. Ei, oamenii ăia au făcut ei așa o treabă de marketing foarte faină, că s-au gândit într-o zi că unii ar cam vrea să cumpere palete cu aceeași culoare, nuanțe diferite. Și se pare că frățiorii de la Van Gogh, adică de la Royal Talents, s-au prins că poate e o schemă. Și au făcut aceste palete. Am luat două, fiindcă nu m-am putut abține. Am stat, cred că, o zi întreagă să mă gândesc, vreau să fac asta, nu vreau să fac asta. Și până la urmă am zis, băi, n-am nimic de pierdut. Da, am luat aceste palete de la Van Gogh, varianta Pink and Violet, fiindcă este în afara zonei mele de confort și am vrut să mă provoace un pic, și varianta Shades of Nature, care este fix pe filmul meu. De ce le-am luat? Le-am luat fiindcă atunci când ai multe palete de acvarele și când ești copleșit așa de muncă și de tot ce vine cu munca, cumva ai nevoie să te relaxezi un pic și să ieși din zona de confort, să-ți dai niște teme de gândit, să, nu știu, pleci de acasă cu o singură paletă și să faci ceva cu ea. În fine, așa cum pentru începători eu recomand paletele cu cât mai puține culori din zona de confort cumva, culori primare, câteva tonuri de sepia și așa mai departe. Dacă vreți să vă provocați un pic, paletele astea pot fi o variantă bună, în sensul în care să vă luați și să pictați lucrări doar cu ea, să faceți studii doar cu ea, fiindcă aici aveți niște tonuri foarte faine, de exemplu de sepia, verde, galben, sunt niște combinații extraordinare. Și fiind un pocket box, paleta asta vine cu o pensulă sintetică și telescopică. Și e fain că pensula asta te ajută să scoți și paleta din mixa culori și practic poți avea două zone de mixare a culorilor. Very nice. Bun. Cam asta este partea mea favorită. Mă gândeam să facem un first impressions ceva, fiindcă eu n-am mai folosit acuarelele Van Gogh. S-a trezit Ilda. Nu le-am mai folosit și m-am gândit că poate n-ar strica să le folosesc în contextul ăsta, fiindcă nu mai am așa ceva. Ce am mai luat? Ce am mai luat? Atât am luat de pe Colorit. Nu mă înșel? Nu mă înșel. Am mai luat o pensulă. Am luat pensula asta de la Tintoretto. Este sintetică Prunia. E prima dată când iau din gama asta. Mi-a plăcut foarte mult fiindcă am folosit-o deja. N-am putut să stau vorba aia, să mă uit la ea atâta timp. A durat cam 4 săptămâni ca toate comenzile astea să se adune. Chiar mi-am făcut un pic probleme fiindcă nu primeam mail-uri de confirmare. Au fost sărbătorile pascale, eu cu mintea mea de freelancer care nu gândește în sărbători, în weekend-uri și în chestii din astea convenționale, nu m-am gândit că oamenii își mai au și vacanță. Da, am comandat de pe Profiart aceste pensule pe care le-am avut acum mult, mult, mult timp și îmi era foarte dor de aceste mânere. Sunt pensule de la Da Vinci și sunt dintr-o gamă foarte basic pentru non-student grade, sunt school grade. Sunt o gamă foarte, foarte affordable.
Mi-am luat mărimile, nu știu să vorbesc, 4, 8 și 2. Și sunt niște pensule pe care eu plănuiesc să le folosesc pentru acrilic, fiindcă sunt destul de rigide și nu adună foarte multă apă, ceea ce mă bucură foarte tare în cazul acrilicelor. Am plecat și m-am întors. Suntem într-o perioadă cu vaccinuri. Așa că... mă rog cu Cătălin, care e acum pe fază. Da, povesteam de pensulele astea. Foarte faine pentru acrilic și pentru lucru cu puțină apă, cu detaliu, cu acuarelă. Foarte ok, dacă vreți ceva basic și pentru început, foarte bun. Și nu chiar pentru început, merg folosit oricând. De pe Profi Art am mai luat aceste guașe. Am luat guașe de la Sonet. Eram foarte curioasă cum sunt. Din păcate am găsit doar culori perlate pe site. Am luat un auriu, un cupru și un roz, ca să vi le arăt exact cum arată. Da, rozul ăsta e un roz așa, vată de zahăr, foarte drăguț, opacitate. N-am apucat să le testez foarte mult, doar am făcut un pic pe foaie cât să-mi dau seama dacă sunt opace sau nu, fiindcă eram foarte curioasă. Se pare că nu sunt foarte opace. Acest cupru față de celelalte două, față de auriu ăsta, de exemplu, e mult mai opac și se traduce foarte fain, rămâne perlat, superb. Astea, nu știu, mă mai gândesc. Trebuie să le folosesc un pic mai mult, nici nu prea se pretează pentru ce fac eu, dar eram foarte curioasă cum sunt. Bun. Și fiindcă v-am spus că am fost nasoală și le-am trimis oamenilor mail să-i întreb de ce nu mi-au confirmat comanda, ei au fost nasoale, ei au fost drăguți, oamenii de la Profiart mi-au trimis să testez niște lucrușoare, anume pigment acrilic, cerneală acrilică de la șminche. Eu habar n-aveam că șminche face așa ceva. Ei bine, face. Mi-au trimis un albastru și un galben pe care vreau să le testez. Sunt foarte curioasă, fiindcă, cum spuneam, la șminche, asta cu acuarela, de exemplu, pentru mine nu e cea mai bună formulă în cazul acuarelei solide în godetă, fiindcă formula nu este constantă de-a lungul gamei de culori. Așa că prefer cumva să merg către formule care știu exact ce îmi oferă. Și mi-au mai trimis o chestie din care vreau să-mi comand și eu mai multe culori. Se pare că șminche are variantă de acuarelă lichidă care se numește Aqua Drop. Și am testat un pic această culoare. Să vă și spun cum se numește. Ah, este purpur. Foarte faină, foarte faină. Nu se compară nici cu PBO, nici cu Ecoline. Foarte faină. Dar trebuie să văd mai multe culori cum se comportă. Însă, atunci când avem acuarelă, știm clar că pigmenții din gamele astea de violet sunt foarte sensibili, așa că e destul de greu să ai o acuarelă care nu îți face porcișori, care se întinde foarte bine și care nu-ți lasă marginea aia de pigment în jurul ei atunci când se usucă, ceea ce la MOV se întâmplă destul de des. Asta nu are chestia asta, deci e un semn bun. Mulțumesc mult că mi-ați trimis, mulțumesc că ați fost drăguți, îmi pare rău că sunt stresantă, eu nu știu că oamenii pleacă în vacanță. Next. Next. Bun. Ce am luat de pe Pictor Shop? De pe Pictor Shop, cred că am luat puține chestii. Am luat pensule. Am luat aceste pensule de la Winsor & Newton, din gama Cotman. Am luat două de 8 și una de 6. Astea sunt pensule cu care îmi încep practic toate acuarelele. Mă ajută foarte mult, fiindcă au gradul de rigiditate cu care eu mă înțeleg, adună apă, nu enorm de multă, la fel ca o pensulă cu fir natural. Perfect. Am luat-o și pe asta de la Princeton, se numește Snap. Am luat mărimea 2. Nu pot să zic că sunt extrem de mulțumită de cum arată.
Are și niște pere așa în toate direcțiile, lucru care cred că e mai degrabă de la transport sau de la cum a fost depozitată de ei. Să văd, nu știu. Nu este extrem de promițător ce e aici. Plus că nu știu ce am avut în cap când am luat D-Type Pencil. Pentru că cred că aveau și varianta mică. Și am mai luat de la ei această tempera. Eu nu folosesc tempera în mod normal, dar am văzut la o altă ilustratoare această tempera cu caseină de la Divolo. Și m-am îndrăgostit de ea. De asta am folosit-o. N-am putut să mă obțin. Este un vermillon. Și aici avem un maro. Extrem de faine. Da, atunci când se usucă se oxidează un pic, își schimbă un pic nuanța, dar rămâne extrem de saturate. Asta cel puțin are o culoare incredibilă și fix așa rămâne pe foaie. Așa că sunt foarte mulțumită. Am găsit doar aceste două culori pe stoc. Am să mai iau, fiindcă îmi plac foarte mult și mie îmi place să lucrez în tehnică mixtă, îmi place să combin cerneala acrilică cu tempera, cu guașă, cu acuarelă și tot soiul. Da, foarte faine astea două. Și ne-au trimis și niște mostre de acrilic zgomot. Mi-a trimis și niște nuanțe de acrilic de la Winsor & Newton, niște mostre. Am culorile primare și un agent de fluidizare. Planez să le testez, încă nu le-am testat. Dacă ați urmărit primele două clipuri din seria cu ce, unde vă prezint ce materiale am eu în colecție și ce folosesc, acolo știți cam care sunt carcaleții mei de pe creier cu acrilicul. Îmi place să fie opac, foarte opac, îmi place să nu lase urme pensula, îmi place să nu fie gumos, îmi place să nu aibă transparențe, îmi place să se usuce cretos. Multe lucruri care îmi plac și care sunt destul de greu de găsit în general. Așa că am să testez chestia asta și am să vă anunț atunci când am să o fac. Am mai luat de pe Pictor Shop această pensulă de la Divolo, care este și brandul de tempera pe care vi l-am arătat mai devreme. Este o pensulă de care sunt foarte mulțumită. E o pensulă sintetică, dar care are o moliciune și o finețe în vârf, care mă face cumva să mă gândesc la pensulele naturale. Foarte faină. Astea de la Winsor & Newton. Stați să vă arăt chiar dimensiunea. Asta e dimensiunea 6 de la ei, dimensiunea 6 de la Divolo e asta. Asta e un pic mai rigidă, pe când asta este foarte moale. Da, și am să o folosesc. Deja o folosesc destul de des atunci când lucrez. Cam asta este ce am luat. Apă, ceai. Cam asta este ce am luat. Îmi pare rău că am niște mâini imense în acest video. Mi-am dat seama timp ce îl filmam că nu mă ajută deloc obiectivul și că îmi aduc mâinile. Ia uitați, vi ziceți că sunt un monstru. Da, trecem peste. Data viitoare am să fiu mai atentă să nu mai am mâini de gigant. Și am să vă anunț ce părere am despre câteva materiale. Pentru aceste palete mă țin de promisiune. Clopoții. Mă țin de promisiune și fac un first impressions cu siguranță. Dacă nu un first impressions, măcar un third impressions, fiindcă nu știu dacă mai rezist să nu le folosesc. Am stat cu ele cred că 2 săptămâni în pachet, în cutiile alea din spate. Abia zilele trecute le-am desfăcut din hârtiuțe pe fiecare în parte și nu cred că mă mai abțin să nu le folosesc. Dar facem un video și vă zic și ce părere am despre formulă, fiindcă sunt foarte curioasă. Și aia e. Săptămâna faină. Mai avem un pic și scăpăm de izolare, de stare de urgență, de tot ce e sinistru în lume acum. Rămânem cu precauția, rămânem cu vacanțele ratate, rămânem cu make the best of it. Și asta e. Stăm în siguranță. Zi faină, săptămână faină și spor la muncă, la treabă, la ce vreți voi. Pa, pa!